Aflată în centrul istoric al Slatinei, Biserica cu Hramul Sfânt a a primit aprobare pentru restaurare pe fonduri europene. După semnarea contractului de finanțare, toți cei implicați în proiect s-au mobilizat să adune toate datele de care au nevoie pentru realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Preotul paroh Martin Iulian Miron a prezentat pe scurt istoria lăcașului de cult. A fost titorită între anii 1641-1645 de către slugerul Ghinea Brătășanu și sa Florica, sora domnitorului Matei Basarab. Pisania originală a bisericii scrisă în limba slavonă se păstrează până astăzi, deasupra intrării în Pronaos. Dintre obiectele vechi și de valoare ale bisericii care s-au păstrat până astăzi, menționăm clopotul cel mare care se află întul la cea mare a bisericii, din Pronaos. Făcut în 1642 și clopotul cel mic din 1793, a așezat tot în prima turlă de la biserică, precum două icoane, una cu arătarea Sfintei Trim la Stejarul Mavri și alta cu Maica Domnului îndurerat. Specialiștii încă mai fac verificări pentru a se asigura că după restaurare biserica va fi ca un lăcaș de cult specific epocii Matei Basarab. Vom deschide pridvorul nu pentru că îi la așa, ci pentru că sondajul nostru, așa cum puteți să-l vedeți fiecare dintre dumneavoastră la ieșire și pe care îl vede tot orașul, toată lumea care a trecut pe aici și ne-a văzut ce o plind, se vor desface ambele turle care n-au niciuna, nicio legătură cu, cu Biserica Matei Basarab și se vor reface în spiritul epocii. Și zidurile bisericii vor suferi modificări, având în vedere că au fost mult înălțate în urma unor lucrări ulterioare de renovare. Este evident din, din sondajele de fațadă pe care, repet, poate să le vadă toată lumea, din expertiza pe care am făcut-o în podul de am regăsit profilele și registrele de cărămidă cu forma originală, este clar că biserica a fost mai scundă de înălțime laterală cu cel puțin 90-100 de centimetri. Deci o vom, vom reduce înălțimea, uh, înălțimea uh, uh, parapeților, a pereților exteriori, să ne înțelegem fără să, fără să uh, afectăm geometria arcelor și a bolților interioare. La final, pictura va fi în stil bizantin, mai cu seamă că au fost descoperite dovezi clare care atestă că s-a folosit acest stil atunci când a fost ctitorită biserica. S-a identificat parte din pictura bizantină. Nu poate să spună cineva: "A, nu e adevărat." Valoarea proiectului de restaurare și consolidare este de aproape 6 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 2 ani.